Salutare, om, păi și bine v-am găsit la un nou video. Și acum o să fie reacția voastră. Oh, nu, încă un video cu Diana. Băi, eu când am zis că o să fiu one trick de campion ăsta, voi nu m-ați crezut, dar eu vorbesc serios când vorbesc. Bun, avem versus noi LeBlanc în clipa asta. Și o să vedem ce dracu se întâmple. nu știu cum mi-a dat Sniperino ăsta, e un băiat, e român, o să-i dau mut că o să facă ca toți dracii. Avem Smurferino în junglă și atât, restul nu e nimeni, toți sunt normali și la mine la fel. Dar o să fie bine. Bun. De următoarea, nu uitați înainte să înceapă clipul, să dați acolo câte un like și bineînțeles să vă duceți pe canalul meu secundar de highlight-uri, unde postăm zilnic highlight-uri cu streameri foarte mari. Și bineînțeles o să fac și acolo un giveaway de 5.000 de răpăuri chiar. Bine, am rotund și 5.000, nu știu, 4.000 și ceva, 4.900 și ceva, dar ca idee. Bun. Și bineînțeles, nu uita dacă ești nou, băi, nu uita să te abonezi la canal și să apeși pe clopoțel. Pentru că am văzut că 40% din oamenii care se uită la mine nu sunt abonați la mine. What the fuck? Gen, e super bine, asta înseamnă că canalul meu, gen, e promovat la altă lume, dar că nu uita să vă abonați, da? Să facem acolo când mai mulți subscriberi. Și bineînțeles să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări când fac stream și chestii. Pentru că fac stream în fiecare zi. Bine, mai sunt zile în care nu fac, dar atunci anunț pe serverul meu de Discord. Bun, suntem versus LeBlanc. Nu știu cum o să funcționeze, trebuie să-mi fost toate match-up-urile. Și acum ca să vă răspund la o întrebare generală. Da, Diana este broken. Da, dă foarte mult damage. Și da, o să primească nerf. O să primească nerf stăra asta. Dar nu o să fie un nerf major, să nu mai fie jucabilă, dar probabil o să primească ceva nerf de mici. Eu așa zic. What the fuck, ăsta stătea acolo. Că a fost free de mici. Mă nevează că n-am avut Yasuo, ea, păi Yasuo îl bat super repede. Campionii gen range, mai ales LeBlanc. Wow. Așa, mai ales LeBlanc care poate să sară în continuu, să... Morții. Nu e ok. Pentru mine. Ce ziceam? Ce ziceam de damage? Mi-a gen asta și-a luat în gură full combo sau... Cam e vina ei, gen. Nu! Am crezut că dau mai mult damage pe pasivă. Ia, yeah, am murit. Iubesc eu. Ok. Am dat first blood-ul, băgăm puțin asta. Doar pentru Kha'Zix. Să nu vină pe mid. Ok, acum chiar nu mă interesează dacă pierd un minion din ăștia de aici. Ok, am luat pe ăștia 3. Ideea era să împing cât mai repede să-i dau din ai la farm. Bun, puteți să merge bază, Kha'Zix n-are suficient de mici, chiar dacă sare pe mine aici o să-mi activeze eu și nu prea are ce să-mi facă. Bun, din păcate nu putem să ne luăm, fuck. Ok, hai să ne luăm buții și o poțiune. Cred că e suficient. Ok. O să întâmplă ceva interesant aici pe Bodin. Ok, Kha'Zix deja a făcut primul gang. I-a reușit. Am murit Mordekaiser. Am văzut că vine spre bot lane, spre mid lane, pardon. Deci trebuie să am grijă. Mereu mă verific dacă filmez o chestie, pentru că am văzut probleme cu OBS-ul și se oprea filmarea random și chiar nu mai vreau. Aș putea să mă duc de aici și LeBlanc. Și nu știu unde s-a dus LeBlanc, nu știu dacă s-a dus pe, da, s-a dus pe bot lane. Deci chiar puteam să mă duc. Ok. Sper să nu facă LeBlanc. Nah, o să facă kill. Fuck, feels bad, man, sau? Da, ok, nu face. Bun. Ok, se spawnează Drake-ul. Nu cred că Kha'Zix la level 4 poate să-l facă. Oricum și acu' e pe acolo. La level 6 cu max de Q-stall asta îl face singur, dar și super repede. Ok, să-mi bag o puține, pentru că o să vreau să fac trade-uri cu LeBlanc-ul ăsta, vreau să-l las low pe lane.
Pentru asta am trebuit puțin HP. Ok. Cred că nu trebuie să mă mai grăbesc cu E-ul, cu Q-ul, pardon. Pentru că, da. Damage. Prea mult. Dar are blank. Și are W-ul ăla. Aerea. Dacă mai ratez în clipa asta un trade, un Q era să zic. Un trade e nașpa. Super nașpa. Ok, pot să mă duc pe bot lane pentru că am deja ultimata și ăștia au level 4 și 3. Holy fuck, dă-mi spate, sunt bine și ei mei au level 4. Da. Acum ar trebui să facă 5 ei mei, totuși un solo laner e în față cu un level, cam așa la început. Ok, i-au lăsat super low, go 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 go. Nu? Nu? Ok. Bun, o să încerc să fug. Aici. Nu, 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 nu. Ok. Oh my god. Really babysit bot, wait, what? Cu aia am venit odată. Cu aia am venit doar odată. What? What the fuck? Ok. Bun. Hai să mergem acum pe mid. Băi, chiar sunt curios ce părere aveți despre campionul ăsta și ce părere aveți despre faptul că vreau să devin un one-trick de el. Îmi place super mult Diana cum au schimbat. Îmi place foarte mult dash-ul ăsta, foarte mult mecanica asta cu dash-urile. Ne mai amintește foarte mult de vechea Akali și din cauza asta probabil vreau să joc. Sper că știți foarte bine că am jucat super mult vechea Akali. Și probabil de acolo mi se face dor, să zic așa, de acest campion. Nice. Și farmezi super ușor, sincer, cu ea. Adică farmezi relativ destul de ușor. Depinde foarte mult aici la farming de laner-ul tău, cât îți permite. LeBlanc, dacă s-a băgat în mine, am câștigat trade-urile de fiecare dată și probabil de asta mi-a fost. Ok, mai mult mai ușor, mamă, e super bine aici. Ok, și-a ratat asta. Holy fuck. Ok, l-am ajutat ca să-mi ping acolo aia. Nice. Ok, let's go. Diana Daily Game. Da. Să șterg jocul că sunt praf. Da, tru. Oh, fuck. Na, o să-mi iau damage mult aici. N-ai? What? Wait, what? What? Cred că a dat misclick, mă. Cred că a dat misclick. Cel mai probabil la Diana, după părerea mea, cel mai greu. Aia, mamă, fii atent. Hai că încerc să fac, hai că încerc să fac hai că încerc să fac 1v2 pentru voi băieți. Să vedem dacă reușește, de obicei aici probabil aș fi jucat safe. Dar hai să vedem dacă reușește să fac 1v2. Ok, 4 secunde. Nu vrea să vină, guys. Kha'Zix. Hai să-l prindem noi atunci, dacă el nu vrea să vină, nu? Da, probabil o să sară. O să-și dea jump. Cel mai probabil. Pentru că e aici, probabil e ia redul ăsta, nu? Wait, nu. A, ok, a făcut Draco. Nevermind. Wait, oare? I-am pus ignite-ul doar ca sa va pe unde umbla. Ok, sunt out of tot, de fapt. Out of tot. Dar merge. Ok, 67 minute, no, ok-uț. Ok-uț. Ah, come on. Am crezut că chiar atunci sare. Ok, 73, 6 minute, 10, hai că e bine, hai că e bine, ok, ne mai permite încă o dată să mai facem roaming, gen, legit campionul ăsta face un snowball imens, imens, poate că, nu știu, lumea se joace versiunea, bine, cred că deja, adică au trecut, asta e a doua zi de când, ok, m-au văzut în cauza chestia asta. Asta e a doua zi de când, de când a ieșit campionul, deja a învățat lumea ce face, pentru că nu e chiar atât de complicat, nu e ca și cum ar fi Aphelios, ok, să... Deci care are 500.000 de abilități și nu înțelegi și nu știi ce faci și... No.
Ok, acum nu mai au chestia aia, pot să vin iar. Iar fug ăștia? Oh my god. Ok. Iasoare 3-0. Nu înțeleg de ce. Însă are 3-0. Ok, Kha'Zix se duce deja pe winning lane. Ok, acel de Kha'Zix acolo un kill. Ok, hai să mergem și noi pe top lane. Wait, what? Tocmai m-am... Oh shit. Nu știu cum eu am văzut ca meu. Nu știu cum, repet. Ok. Să vedem, poate reușim să prindem pe care este aici. Oare? Aia, unlucky. Sau? Vine Yasuo. Ok, nice. No, vine Yasuo. Pleacă. Nu pot să-i dau 1000 gol lui Yasuo. Niciun caz. Nu puteam să-i dau 1000 gol. No way, în nicio lume. Ok, ăsta e de mut. Are prea mult creier Mordekaiser pentru noi. Adică, gen aveam decât un căcat de Lost Scepter, parcă. Dar nici cred că Lost Scepterul complet nu-l aveam. Și el vrea în continuare să ne batem. Sigur. Fără ultima tap, fără nimic. Adică eu practic nu aveam nimic decât cele trei abilități basic. La campion. Da, of course, că el știe mai bine, el are 0-4, el clar știe mai bine cum funcționează chestia asta. Ok, mergem să-i tiltăm și pe ăștia după botlane iar. Yasuo e principala problema aici. Wait, what the fuck? Ok. E tu. Come on, bra. Wait. No way. Ok, gata, hai că mă bat. Before LeBlanc, of course. Nu pot să omor dintre Q-aia. 1800, mă. Hai că vedem asta. Control. Și dăm tare spre mid. Mamă, de câte ori pierde Mordekaiser ăla, băi, frate, bă, o să fie bătălia Diana versus Yasuo. Hai să vedem cine poate să care meciul ăsta. Bă, ador să joc Diana. Bă, sper să vă placă și vouă să vă uitați, adică practic să clipurile să facă în sine vizualizări, pentru că ar fi win-win să mor eu. Deci m-a jucat Diana non-stop acum.
Acum nu știu cât de repede o să mi se ducă hype-ul sau nu cu campionul nou, dar momentan este. Bine, campionul nou, cu rework-ul ăsta. Ok, mergem iar pe botlane. Atâta timp, chiar dacă Yasuo e super fidat, atâta timp cât eu încerc să-mi pun echipa în față. Ideea e că dau prea multe mici și iau eu kill-urile, dar ideea e că mă apa mea, oricum iau assist, iau gol, chestii. Yasuo practic nu dă gol la nimeni, nici prin assisturi, prin nimic, pentru că bate doar solo pe ăla. Ok, stați așa. S-au făcut acolo double. Am mai făcut și băieții mei kill-uri. Am luat tower-ul. Am luat first tower-ul de fapt. Și acum putem să plecăm. No, 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 no. Oh. Oh. Oh shit, i-a dat 1000 gol Yasuo. Yeah, fucking noob, only babysitting. Cu aia, gen, stați out of position și pot să vă bat. What? What do you mean? Ce vreți, vă las în pace, what the fuck? Așa sunt toți jucătorii ăștia, mă, division? Așa? În ultimul hal, adică gen, îl blame-uiești pe ăla că de ce vine să te bată când tu stai ca un căcat și gen, pe ăla poate să te bată? A? Adică... Ah. Da, nu știu. Interesant ce pot să zic. Adică, hai să nu ne dăm seama că poate noi stăteam prost și murim aiurea că vine Diana, hai să ne punem warduri. Na, nu. Hai să dăm vina pe Diana, că de ce vine și ne omoară? Nu? Că e un team game, ce vrei. 14-1. Acolo pe Asua l-am bătut decât cu două abilități, deci mă face să cred că putem să cărăm meci ușor. Acum nu știu, vom vedea. Uite, deci uite, uite cât de ușor stau. Uite cât de ușor, cât de bine, cât de... What the fuck? Ok. Fuck. Ok, am lăsat-o să mă nimerească cu ăsta ca să... shit. Close. Chiar a fost close. Wow. Cât de mult de mijloc. Noob Diana. What? Ce? Dude, am făcut kill-ul. What the fuck? Ok, să mă duc eu mid. Mamă, mor de cazerie. Să-mi bat pula e bocang la jocul ăsta. Vai de cap, mă. Wow. Băi, tântă lău rău de tot morte, mă. Băi, acum unde morte? S-au zbază. What? What the fuck? Ah, e acolo. What? Și-a dat teleport. What? Ok. Cât ăștia fac nu știu ce. De fapt, nu. Hai să mergem. Voiam să-mi ping mid-ul, dar... și gol. Hashtag stacat. Wait, eu chiar nu-l lovești pe Yasuo cu Q? No, wait. No, wait. Hai, suntem cu echipa acum, dar avem ce să facem. Am în vedere câte kill-uri ne avem, am farmat destul de bine. Ideea e că a trebuit să mă duc într-adevăr de multe ori pe botlane. Da, ce să fac, frate, dacă pierdeau ăștia mei și eu puteam să-i ajut, why not? No. Gen. Da,
Asta aștept și pe ea să o până să-mi folosesc ultima ta. Ok. Ok. Ok, am venit și ea să o acum. Bă, veniți aici. E ok, guys. De ce mai dat-o la sweeper? Mamă, ce bait le fac aici. Ok. Ok, aștept să ia. Hai mă, ia. Fuck. Am luat-o chiar. Am dat Q pentru că gen s-a întors ăla spre mine. Bun, 18-1. Let's go. Să-mi bat la... Ador campionul. Oh. Shit. Ia, yeah, să mergem. Ok. Oh my god. A fost close, dar a avut el Q. Am forțat oricum eu aici, dar... Wow, 3000 gold, ok, luăm Rabadon. Să ne luăm Relay. Gen, în clipa asta eu testez super multe build-uri retardate pe care pot să mi le iau. Pentru că, de ce nu? Adică, come on. Hai să ne luăm Relay. Chiar sunt curios cum merge asta cu Relay, mamă. Mă întind atât de mult pentru că abia m-am trezit, ca să înțelegeți. Mai nu uitați să dați câte un like dacă vă uitați la premieră, dați câte un like dacă vă uitați oricum la video normal, la fel. Ajută enorm de mult, dacă nici creator de conținut nu înțelegi cât te ajută chestia asta. Ok, let's go. Ok, avem 18-2. Aia s-o ala joacă pinișor, I mean, asta e... Asta trebuie să fie smurferul. Nu știu, bine, gen, e un jucător de platin, gen, dar totuși, pe ăsta de gol, trebuie să-i bată mai grav, nu? Adică, gen, așa mă gândesc. I don't know acum, nu. No. Și-ar fi normal, zic eu. Ok. Încercăm să te ascunzi pentru că dacă ne văd pe noi, va trebui să forțăm doar diver și nu mai vreau diver, vreau fighter normale să putem să le câștigăm mereu. E periculos puțin ea să o ala și vreau să câștig pentru băiatul meu, Ofelios, are... Ok. Totul super low, dar nu aveam Zonia. Și pentru că nu aveam Zonia, n-am vrut să mă bag. Atunci mi-a felios în promo, a zis. Și faptul că are 1-2-14 mă motivează să... Să-l ajut, frate. Gen că... Pana aia, omul joacă un campion nou și chiar a jucat ok, adică... Ok, da, le-am făcut eu super mult BBC, dar... Gen, n-a murit el solo. Hai să-l tintăm pe ăsta. Fuck, dar asta nu dau niciun damage mie, come on. A, în sfârșit. Ok, poate de asta am trebuit relay-ul. Mi-a luat Q de aia, aiurea. Recunosc, nu știu ce dracu s-a întâmplat.
Mi-a dat un chiu de iasă o... Iac. I mean, dăm ok. Până la urmă, cu cât ai mai multe chiruri, cu atât te gâduiești mai mult. Până la urmă, eu filmez acum un video, încercăm să facem cât mai multe faze fun. Dar unele chestii le forțez prea mult, având în vedere că i-a overfeed, gen, a fi dat ăla în ultimul hal. Holy shit. În ultimul hal. Dar, e ok. Adică, nu știu dacă ați văzut, în team fighter practic, practic eu dacă dau un ER în 3 sau 4 oameni, deja i-am anulat tot feed-ul lui Yasuo, pentru că gen a rămas singur și gen singur nu poate să ne bată pe toți. Dar dacă era în meciul ăsta pe altcineva și era un meci normal, asta ia Yasuo cel mai probabil, că era meciul. Bă, Coai, lasă-mi mie, vedeți gen ce zic? Coai, are și blue pe el. Are tornada, man. Ok, iar ne batem aici. Ok, acum nu o să mai start primul. Că m-a tiltat căcatul ăla. Nu o să mai start primul, dar... Dar o să stau aici pentru primul. Nu, deci nu pot să cred până dau ăștia de mici. Bine, oricum, a fost super bine. A fost super bine, dar dacă aveam zonia, practic supravețeam. Pentru că știam că o să primesc super mult damage acolo. Dar a trebuit să-i prind neapărat pe toți. Holy shit, a dat o grămadă de damage. O grămadă. I-am și primit. Dar, vai cât am dat. Hai să luăm ăsta, zic, nu? Adică... Zic, mi-o practic să-l luat al doilea item, dar... Eu mă mai joc cu build-urile oricum. Nu fac masca, mă. Stați că fac masca, o să fie super interesant. Nice. Da, cred că e end. Cred că e end match-ul. Mă băieți, cred că ăsta a fost video. Oare? Da, să vedem. Sau mai trebuie să mai vin încă o dată. Asta 9 secunde, nu mai au minioni. Na, ăsta e match-ul. Sper că v-a plăcut. Dați acolo câte un like, nu uitați să vă abonați, bineînțeles, și să vă uiteți pe canalul meu secundar de highlight-uri. Și nu s-a terminat match-ul. Yay! What? Ăsta stăptea pe loc. What? Wait, what? What? Dude. Come on. Măcar nu mi-am luat reset la AP. Gen, nu mai puteam să mai urmăresc după faza aia. Mă rog. E free, nu? Okay. Nu o să mă bat. Ok. Gen, fără echipă nu mă mai bag cu ea sau, pentru că am nevoie de oameni aici. Level 16-2. Ăla a putut să stea singur pe lane. Toată lumea e disperată după dragonul ăla. Dacă și enemii sunt disperați după dragon, what the fuck? Wait, what? Ok, mersi. What? Băi, n-ai mă treabă cu afiliosul ăsta să mor eu. E tank, mă, ești prost. Ok, avem level 16, avem ultima dată la rank 3. E timpul să facem senzație, băiți. E timpul să facem senzație. Vă aștea să bage Yasuo întâi. No, Yasuo. Nah. Holy fuck. Nice, let's go.
Băi, sper că v-a plăcut clipul, eu chiar m-am distrat, dar băiește să mă joc Diana în toate match-up-urile și să joc și pe live în continuare. Dați câte un subscribe dacă vă place Diana, dați câte un like și cine știe, o să ne schimbăm numele la canal de YouTube în, în Profesor Diana. Bine, multă baftă tuturor, ne auzim data viitoare la un nou video și bineînțeles pe live stream. Pa, pa!